Bună ziua tuturor din Casa Cafune, din Training Center. Vreau astăzi să vă prezint, să vă ofer un mini-training rapid și scurt. Mini, pentru că mai degrabă este vorba despre o prezentare a noului aparat Cafune pe boabe. Este vorba despre Cafune Home Edition Barista Latina Casa. Cu ajutorul acestui aparat putem practic descoperi ce se întâmplă în spatele unui bar, în acea cafenea unde mergem în fiecare dimineață să ne luăm cafeluța, cappuccino, macchiato sau latte. Cu ajutorul acestui aparat putem obține acele lucruri și să descoperim skills-urile care au stat până acum ascunse în sertarele din bucătărie sau în aparatele cu capsulă. Aparatul este compus dintr-un rezervor cu capacitate de 2,8 litri, de altfel face semi-profesional pentru că nu este racordat la apă. Are totuși o pompă foarte potentă, 19 bar, ceea ce putem scoate din orice soi, din orice blend, din orice cantitate de cafea, putem scoate ceva frumos, corect, catifelat sau înțepător, depinde de gust. Pentru asta o să ne jucăm cu granulația, avem o râșniță incorporată cu un bol fantastic de culoare fumurie, ceea ce păstrează aromele cafelei pe o perioadă mai îndelungată. Capac etanș, de asemenea, ajută la păstrarea cafelei și un indicativ de la 0 până la 30, ceea ce indică gradul de măcinătură, distanța, practic asta este distanța dintre cuțite atunci când folosim râșnița. Bolul de cafea este detașabil, ceea ce ne permite curățarea lui și eliminarea uleiurilor depuse de-a lungul timpului. Bun. De asemenea, aparatul vine cu un tamper de inox perfect pentru tasarea cafelei, un pitcher cu capacitate de 350 de ml pentru frotarea, pentru texturarea laptelui și pentru obținerea băuturilor cremoase pe baza lui, cappuccino, espresso macchiato sau cafe latte. Un porfiltru cu două filtre, unul cu o capacitate dublă pentru espresso dublu sau două cești în același timp și unul simplu cu o capacitate mai mică pentru o simplă ceașcă. Suport pentru grinding, adică râșnița ne prezintă și suportul în care putem lăsa porfiltru să știm exact unde râșnim. Și o tăviță de scurgere pentru resturile și returul apei, adică practic apa care nu mai trece prin cafea merge pe retur în tăvița. Tăvița este dotată și acum plutitor, flotador, cum vrem să-l numim, de culoare roșie, care când își arată prezența pe tăviță înseamnă că e tăvița plină, trebuie dusă și scursă. Automat, aparatul este pentru că funcțiile lui sunt programabile. Grinding, butonul de grind cu LED-ul indicativ alb ne indică că îl putem folosi. Butonul on-off cu LED-ul indicativ alb aprins ne arată că aparatul este încălzit. Single cap și double cap cu LED-urile corespunzătoare aferente aprinse ne indică faptul că le putem folosi, că aparatul este cald. Buton central comutator. Comutator, aparatul funcționează pe picătură. Aici avem 3 LED-uri indicative. Unul care este picătura. Practic, dacă rotim la stânga, putem folosi aparatul, apa din boiler pentru diferite băuturi, de pildă ceai. În poziție centrală, mijloc, folosim boilerul, apa din boiler pentru cafea, single cap și double cap, iar dacă îl rotim la dreapta, unde avem un LED indicat, un LED aprins cu simbolul vapor, practic folosim apa, presiunea din boiler pentru steamer, pentru a textura laptele sau temir ce alte funcții. De regulă pentru asta se folosește. Mai avem un buton roșu care ne indică faptul, un LED aprins de culoare roșie, care ne indică faptul că bolul este detașat. Mare grijă la prima folosire, la detașare și la folosire. Aici avem o unghie, avem un fel de un plastic și de asemenea pe aparat, pe râșniță, avem un butonaș roșu. E acest plastic, ca să știm poziția exactă în care așezăm bolul, acest plastic trebuie apăsat, atins cu această unghie.
Odată ce am atins plasticul cu această unghie, se rotește, de asemenea aveți două lacete, unul deschis și unul închis, se rotește către dreapta, că este cel închis, ca să așezăm bol. Gata. La prima folosire, pentru prima folosire, îndrumarea mea este să așezăm bolul la 15, adică gradul de măcinătură să fie undeva la jumătate. Pentru o bună practică, de asemenea, avem nevoie de un filtru cald. Filtrul acesta trebuie puțin încălzit. Ca să-l încălzim, nu putem decât să-l așezăm în grup și să lăsăm să curgă puțină apă caldă prin dânsul și așa să obținem temperatura necesară. Gramajul, cum se setează butonul de grind? Gramajul pentru o porție sau două porții. Eu de regulă nu beau singur cafeaua și atunci am să folosesc filtrul dublu pentru două persoane. Ținând apăsat butonul grind mai mult de 5 secunde, el începe să programeze, adică memorează. În timp ce noi apăsăm butonul, râșnița o să pornească, începe să macine. Iar atâta timp cât noi ținem butonul apăsat, mai mult de 5 secunde, el atâta va măcina mereu. Deci dacă acum ținem pentru 7 secunde butonul apăsat, el va memora și mereu va măcina 7 secunde. Tradusă în cafea, vor fi undeva la 12 grame. Aia noi avem nevoie la dublu, avem nevoie între 15 și 18 grame. Practic, am calculat eu, alea sunt undeva la 10 secunde de măcinătură. Și începem. Timpul ăsta de 5 secunde, până în 5 secunde, el nu memorează. Peste 5 secunde, tot ce macină, memorează și va macina mereu la fel. Cam aici cred eu că avem 15-17 grame. Ca să vă dați totuși seama dacă sunt sau nu, sau cantitatea necesară, este ca după ce am tasat cafeaua, cam așa arată pudra, după ce am tasat cafeaua, pudra de cafea, veți observa că în filtru este, avem un șanț, un canal. Cafeaua măcinată trebuie să fie sub acel canal. Fie la simplu, fie la dublu, cam aia este cantitatea necesară pentru filtrul respectiv. Ca să setăm de asemenea cantitatea de apă, volumul cafelei din ceașcă, la fel, eu folosesc dublu de data asta, la fel se face și cu simplu, se ține apăsat până obținem în ceașcă volumul dorit. Odată ce am obținut volumul dorit, îndepărtăm degetul de pe buton, iar aparatul memorează volumul de apă pe care noi îl dorim în ceașcă. Recomand ca pentru fiecare espresso scurt să nu depășească 35 de ml, pentru că acolo ne bucurăm în totalitate de toate aromele și toate uleiurile cafele. Cam așa ar fi 30 de ml. Și cam așa ar trebui să vă arate și dumneavoastră ceașca de espresso. Ce bune! Pentru băuturile de lapte, de data asta nu avem ceva lapte la îndemână, dar o să exersăm cu apă. Pentru texturarea laptelui, de asemenea vă propun să nu puneți mai mult de jumătate din totalul pitcherului. Comutați, așezați steamerul în pitcher și vom aștepta undeva la 10 secunde aproximativ să se încălzească și să producă aburul necesar ca să texturăm laptele. Odată ce s-au desfunătos, asta practic am început texturarea laptelui.
Când credeți că este suficient de cald și are textura necesară pentru un cappuccino, opriți rotind de butonul comutator, iar pe poziția centrală. Mult succes!